Da, într-adevăr, știam că e 80-lea meci. După meci, cred că o să-l sun pe Victor Golovatenko, care avea 79. Îmi cer scuze, Victor, dar asta e doar o cifră. Oricum o să vină băieții tineri din spate, care cred că o să depășească și 80 de meciuri ale mele. Dar sunt fericit că reprezint țara. Stăteam și mă gândeam 3-2 când am pierdut cu Letonia aici. Am rămas doar eu singur din tot lotul și mă bucur că încă am puteri. Sincer, mă bucur să ajut echipa națională și mă bucur că acest a 80-lea meci a venit cu victorie pentru țara noastră. Asta e cel mai important, victoria echipei. Și încă mă bucur că a venit în ziua de 22 septembrie, când e ziua surorii mele. Și o felicit, dacă îmi permiteți, și îi dedic această victorie, dacă îmi permiteți și băieții ei. Chiar sunt fericit și mai am puteri, sincer, vedem ce se întâmplă. Cât voi fi disponibil, eu cred că voi veni la echipa națională. 80 de meciuri, victoriile întotdeauna sunt memorabile, dar te rog să-ți amintești cele mai memorabile meciuri de-a lungul carierei. Care au fost? Desigur că au fost meciurile care am scos rezultate pozitive. Meciul cu Franța, cu Anglia, chiar dacă am pierdut, au fost niște emoții senzaționale cu un număr foarte mare de suporteri de-ai noștri în deplasare. Asta a fost cel mai frumos. Și desigur, fiecare meci, eu mi-l aduc aminte fiecare meci în parte și cele mai importante meciuri cred că sunt cele care am jucat acasă pe stadionul Zimbru. Pentru mine asta contează. Ești la o distanță de 20 de meciuri de recordul național, Iucureanu. Mi se pare că 20 de meciuri e o cifră destul de mare și hai să luăm fiecare meci pe rând. La mine am ajuns la o vârstă unde fiecare meci poate fi ultimul și v-am spus că nu contează. Chiar dacă o să ajung la această cifră, dar nu cred, dar vedem. Vin băieții tineri din urmă care eu zic că o să ne depășească pe toți.